liberalii nu își vor mai desemna viceprimar la Rovinari. Cel puțin pentru moment, conducerea Partidului Național Liberal Gorj a decis să nu mai numească un reprezentant la administrația locală. Ieri s-a desfășurat ședința de Consiliul Local la Rovinari, iar proiectul de hotărâre pentru numirea viceprimarului nu s-a mai regăsit pe ordinea de zi. După decesul lui Dorin Filip, la Rovinari a fost un continuu scandal, Laurențiu Chivu fiind schimbat din funcția de viceprimar cu atribuții de primar, după ce PPDD l-a exclus din partid.